Mulțumim foarte mult pentru acest moment muzical, imn preferat al lui Mahatma Gandhi. Evenimentul nostru din această după-amiază, din această seară, se numește India între tradiție și modernitate pe urmele lui Mahatma Gandhi. Așa cum v-am spus, eveniment prilejuit de aniversarea 150 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi și de lansarea cărții Mahatma Gandhi, o viață legendară. Volumul autobiografic al lui Romain Rolland, publicat în colecția Autobiografia la editura Herald. Pentru a putea recunoaște spiritul universal și omniprezent al adevărului, trebuie să fii capabil să iubești cea mai neînsemnată creatură pe tine însuți, spunea Mahatma Gandhi. Aș vrea să îi dau cuvântul excelenței sale, Mr. Tangulara Darlong, pentru că va trebui să plece la un alt eveniment. Și atunci am făcut structura în așa fel încât excelența sa să vorbească primul, iar colega și prietena noastră, Iuliana Nălățan, ne va traduce. Excelența voastră, mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi în această după-amiază la acest eveniment și mulțumim ambasadei Indiei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Mahatma Gandhi? Cum se raportează locuitorii din India în ziua de azi la această mare personalitate? First of all, thank you for being here tonight and for accepting the invitation of being part of this event. The question is what is the importance of Mahatma Gandhi for you and what is the importance of Mahatma Gandhi for the people of India? I think I'll like to stand rather because maybe I'll not be able to see everybody otherwise. First of all, I'd like to welcome all of you on the occasion of 150th anniversary of the birth of Mahatma Gandhi, father of the Indian nation. În primul rând, bun venit tuturor la aniversarea celei de 150-a zile de naștere a lui Mahatma Gandhi, părintele Indiei moderne. In a while I will reply to the question about the importance and how I think about Mahatma Gandhi in a little while. Domnul ambasador, excelența sa va răspunde acum întrebării pe care domnul Sorin Lucaci a adresat-o referitor la importanța pe care o are pentru dânsul Mahatma Gandhi. Today, this day is celebrated in the United Nations as well as in many other countries globally. Această zi este deja sărbătorită de către Națiunile Unite și peste tot în lume ca o zi foarte specială. This day is very significant because now the why I value Mahatma Gandhi that will come because he lived for three principles which really is of immense value to all people. Este ziua non-violenței la nivel mondial și acest lucru se datorează faptului că Mahatma Gandhi a trăit pentru trei principii foarte, foarte importante. One is non-violence. Primul dintre ele este non-violența. The next, truth. Următorul este adevărul. The last one is called golden rule, which is there in the Bible also. Iar cel de-al treilea se numește regula de aur, care se găsește și în Biblie de asemenea. If we briefly explain these three principles, the first one, non-violence, I think we know, all of us, if you take a violence route to solve any problem, other people will adopt violence means and you will not be able to solve that problem. That's why Mahatma Gandhi, he suggested non-violence route. Mahatma Gandhi a ales non-violența ca unul dintre principiile sale care i-au guvernat viața, deoarece, bineînțeles, dacă folosim mijloace violente pentru a rezolva o problemă, generăm reacții tot violente, care, la rândul lor, nu rezolvă problema în realitate.
That is why for the struggle against the might of the British during the freedom struggle and also in other places globally, say South Africa, he suggested policy of non-violence, which is, according to him, the strongest policy or the policy which can give the best result. Potrivit lui Mahatma Gandhi, această regulă a non-violenței este cea mai puternică și cea care dă cele mai bune rezultate. Și de aceea el a sugerat-o ca metodă de a lupta împotriva Imperiului Britanic pentru a obține independența Indiei. Și de asemenea, această metodă a fost preluată apoi și în Africa de Sud de către Martin Luther King. Many other leaders have followed this principle and have succeeded. Mulți alți lideri au preluat această tehnică, acest principiu și au avut succes. Another is truth. Următorul este adevărul. True lie or falsehood, you cannot achieve anything permanent. Prin minciună și prin neadevăr nu poți să ajungi la un rezultat permanent. The third one, the golden rule, that is, do to others what you want others do to you. Iar al treilea principiu, regula de aur, fă celorlalți ceea ce ai vrea să ți se întâmple ție. Sau ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, cum spunem noi românii. If we adopt these three principles, I have full confidence that we will be able to solve all problems in the world. Dacă adoptăm și noi aceste trei principii, sunt convins că vom putea rezolva orice problemă cu care ne confruntăm. So today I really thank the all of you who are present here and especially Herald Publishing House for organizing and inviting us to join them in this celebration. Astăzi, așadar, vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici și în mod special editurii Herald care a organizat acest eveniment și ne-a făcut părtași. We are thankful to the Herald Publishing for the initiative they have been taking on Mahatma Gandhi the last so many years, including in publications of many books on Mahatma Gandhi's life and principles. Mulțumim foarte mult editurii Herald pentru publicarea acestei cărți și a multor altora legate de personalitatea lui Mahatma Gandhi și a altor mari oameni ai Indiei. Today I see all of you from various walks of life for joining today on this important celebration of the life of Mahatma Gandhi, who continues after his death to influence the lives of people through the ideals he stood for. Mă bucur să vă văd în număr atât de mare participând la acest eveniment dedicat lui Mahatma Gandhi, care astfel dovedește că este o personalitate ce continuă să inspire generațiile de astăzi. And I thank all of you for joining in this celebration, and globally we are all together in celebration of those three principles and much more. La nivel global, astăzi suntem cu toții în această sărbătoare a principiilor pentru care a trăit Mahatma Gandhi și nu numai. I thank all of you and also some of the people who will be performing later on through dance on Indian culture, languages and many other performances about the culture of India. Aș dori să mulțumesc de asemenea și persoanelor care vor prezenta evenimentele culturale ce urmează acestei lansări. And the people in the front who are here and noted dancer, Juliana, who is translating for me very beautifully. Thank you.
Domnul ambasador dorește să mulțumească de asemenea tuturor celor care suntem aici alături de dânsul. And I'd like to thank this Harimita's spiritual hub for opening their beautiful hall for this celebration. Și nu în ultimul rând, acestei săli minunate, Hermitage Urban Spiritual Hub, care și-a deschis porțile astăzi pentru evenimentul nostru. Thank you. Îi mulțumim foarte mult excelenței sale, Mr. Tanglora Darlong, ambasadorul Indiei România, pentru aceste cuvinte frumoase, pentru evocarea personalității cu totul și cu totul remarcabile ale lui Mahatma Gandhi. Și acum am să rog colega mea și colegii din regie să ne pună acel filmuleț despre Mahatma Gandhi care începe practic cu primele fotografii de când Mahatma Gandhi era copil și termină cu funeraliile sale. Mulțumim foarte mult și pentru acest videoclip, filmuleț în care am văzut povestea lui Mahatma Gandhi, evocarea marii personalități a lui Mahatma Gandhi. Am să, înainte de a începe propriu-zis evenimentul nostru, am să anunț și partenerii care
au fost alături de noi în organizarea acestui eveniment, cum spuneam mai devreme, locația Hermitage Urban Spiritual Hub, Ambasada Indiei, With Our Chelsea Romania, care sunt alături de noi la acest eveniment pentru a vă oferi tuturor celor prezenți câte un ceai aromat în combinație absolut fermecătoare. După cum ați observat în foaier, chiar la intrare, puteți servi ceai și de asemenea este standul cu cărți de la editura Herald. De asemenea, în pauză, în cele 16-17 minute de pauză, puteți să răsfoiți cărți. Mulțumim de asemenea pentru aranjamentele florale pe care le vedeți, florăriei Dalmi din piața Amzei. Cum spuneam și mai devreme, Mahatma Gandhi s-a născut pe 2 octombrie 1869, localitatea Porbandar din India. În această seară vom porni într-o călătorie în fascinanta și mereu surprinzătoarea Indie, pe urmele celui care a fost Mahatma Gandhi. Mahatma în limba sanscrită înseamnă suflet mare, un spirit revoluționar care și-a dedicat viața luptei pentru independență, pentru drepturile politice și civile ale indienilor și pentru ca cei din clasele sociale defavorizate, majoritari, bineînțeles, să ducă o viață mai bună. De data aceasta, pentru că, așa cum vă spuneam, e posibil să am emoții și emoțiile sunt inerente, am să prezint și invitații din această seară care sunt alături de noi în această frumoasă călătorie imaginară și spirituală. Excelența sa, Mr. Tanglura Darlong, ambasadorul Indiei în România, Anca Irina Ionescu, traducătoare, Carmen Coțovanu Pesantes, indianist, coreograf de dans clasic indian, specialist în cultură și civilizație indiană, Centrul de Artă Euterpe, să menționăm și partenerii, Iuliana Nălățan, președintele Centrului Cultural Rabindranath Tagore, fondator și organizator al festivalului Namaste India, interpretă de dans clasic Odissi și în această seară ne-a ajutat cu traducerea celor spuse de excelența sa, Tanglura Darlong. La un moment dat, după pauză, ni se va alătura și Victor Marius Beliciu, sitarist român, probabil unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun sitarist din România, aparținând tradiției Senia Garana, despre care o să vă vorbesc puțin mai târziu și o să-l lăsăm și pe el să ne explice această tradiție a muzicii clasice indiene. Și nu în ultimul rând, în dreapta mea, colegii mei, Luisa Neag, coordonatorul colecției Autobiografia și colegul meu Mihai Liță, senior editor Herald. Cu siguranță îi vor veni cu lucruri foarte interesante despre ceea ce înseamnă India, despre ceea ce înseamnă spiritualitatea, cultura, tradiția din spațiul sacru hindus și despre cărțile pe care le găsiți la editura Herald din colecțiile Tantra, Himalaya și toate celelalte, inclusiv Autobiografia, din care face parte volumului Romain Rolland, Mahatma Gandhi, o viață legendară. Acestea fiind spuse, o să mai intervin pe parcurs cu niște mici citate pe care Gandhi le-a spus și pe care Romain Rolland le-a spus despre Mahatma Gandhi. Aș vrea să o întreb pentru început pe Luisa, revenind la Gandhi, de ce este important Mahatma Gandhi pentru editura Herald, de ce editura Herald s-a hotărât să publice acest volum biografic al lui Romero în colecția Autobiografia și ce ne-a făcut pe noi să alegem această biografie în această colecție. Luisa. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc și eu că sunteți în seara aceasta alături de noi. Biografia lui Mahatma Gandhi apare în colecția, așa cum a spus și Sorin, Autobiografia, alături de alte biografii și autobiografii ale multor personalități care au marcat societatea. Veți găsi în această colecție viețile
unor personaje, cum ar fi, să pornim din acest domeniu al personalităților politice, Winston Churchill, Benjamin Franklin, Ecaterina cea Mare, dar și scriitori, cum ar fi Lev Tolstoi, Victor Hugo, Virginia Woolf, Mark Twain, precum și personalități din alte domenii, cum ar fi Tesla sau Sigmund Freud. Acum tocmai a apărut viața lui Henry Ford. Biografia lui Mahatma Gandhi este semnată de Romain Rolland, care este un scriitor câștigător al Premiului Nobel pentru literatură. Și aș vrea să vorbesc despre asta pentru că Mahatma Gandhi a fost nominalizat pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace de mai multe ori. Nu a apucat să-l primească în anul în care l-ar fi primit. Din păcate a fost asasinat și în acel an nimeni nu a primit acest premiu. Însă după 40 de ani, în memoria și ca un tribut pentru Mahatma Gandhi și acest premiu pe care l-a meritat cu prisosință, dar nu l-a primit niciodată, acest premiu i-a fost acordat celui de-al 14-lea Dalai Lama, a cărui autobiografie este în lucru și va apărea la editura Herald. Probabil că o veți putea avea acces la ea la Târgul Gaudeamus. Aș vrea să vă profit de ocazie ca să vă prezint în avantpremieră un citat din această autobiografie a lui Dalai Lama, în care Dalai Lama spune ce crede el despre Mahatma Gandhi. Spune așa: am resimțit simultan o mare tristețe pentru faptul că nu am putut să-l cunosc pe Gandhi personal. El avea 13 ani când a fost asasinat Mahatma Gandhi. Și o mare bucurie față de exemplu magnific al vieții sale. Pentru mine a fost și este politicianul desăvârșit, un om care și-a pus credința în altruism mai presus de orice considerente personale. De asemenea, am fost convins că devotamentul său față de cauza non-violenței a fost singurul mod de a face politică. Acum, toată lumea vorbește despre non-violența pe care a practicat-o Mahatma Gandhi. Nu știu câți dintre noi se gândesc că acest lucru, deci a practica non-violența, nu înseamnă că cel care o practică este înconjurat de non-violență. Dimpotrivă, cel care practică non-violența este înzestrat de fapt cu un mare, este înzestrat cu o mare capacitate de sacrificiu personal, pentru că Mahatma Gandhi a practicat non-violența ca răspuns la violențele extreme ale celorlalți. A fost închis, a fost bătut, a fost persecutat, deci a suferit foarte mult și poate că într-o lume în care fiecare răspunde la fel în oglindă cum la comportamentul celuilalt, ar fi ușor să ne imaginăm ce frumos ar fi să fim cu toții non-violenți, dar cineva trebuie să aibă curajul să facă primul pas în acest sens și de aceea, în aceasta de fapt constă măreția acestui personaj extraordinar care a fost Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi este cel care întruchipează într-un mod exemplar valori care sunt emblematice pentru ceea ce înseamnă India. Și mă bucur foarte mult că este alături de noi colegul meu Mihai Liță, care este responsabil de colecțiile editurii Herald, care se ocupă cu cultura Indiei. Astăzi, de asemenea, în aceste zile în India se sărbătorește Navaratri, o sărbătoare națională foarte importantă pentru India și am să-l rog pe el să vă spună mai multe, atât despre cărțile editurii Herald care vorbesc mai mult despre India, cât și despre alte lucruri tradiționale legate de India. Mulțumesc! Bună seara! Am să încep pentru că
mă rog, colega mea a pomenit de Navaratri, printr-o mantra foarte cunoscută, dintr-o lucrare numită Devi Mahatmya. Inițial am vrut să vă o cânt, dar pentru că nu am o voce foarte bună, am să vă o recit. Ea sună cam așa. Ya Devi Sarva Bhuteshu Matri Rupena Samstita Namastasya 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 Namo Namaha Jai Bharatama. Am spus slavă mamei India și eu sunt emoționat. Această mantra spune că mama divină este în toate ființele și îi dăm slavă în întregul univers, cam așa ceva. Navaratri, de care vorbea colega mea, este o sărbătoare în cinstea zeiței Durga. Și am să vă spun o poveste legată de ea. Se spune că de mult exista un demon foarte puternic, Mahishasura, care amenința prin prezența sa și acțiunile lui întregul univers. Zeii deveniseră neputincioși în a-i face față și atunci s-au adunat cu toții gândindu-se ce să facă. Și au decis să-și pună împreună puterile lor ca să facă față acestui demon. Recunoaștem ușor simbolismul acestui demon, care Mahisha înseamnă bivol, deci cel care are cap de bivol, și este o expresie a naturii noastre inferioare. Iar zeii sunt un simbol al atributelor pe care ființa divină, realitatea ultimă, le are. Și atunci ei s-au adunat și au trimis fiecare câte o rază de lumină, astfel încât din masa de lumină creată a apărut Durga, Shakti Devi, care poartă în mâinile ei armele acestor zeități. Deci adună toate atributele divine. Și această mare zeiță, Durga, l-a ucis pe demonul Mahishasura, de aceea e numită Mahishasura Mardini, deci cea care a omorât pe demonul cu cap de bivol. Această întâmplare simbolică este sărbătorită în India în fiecare an, de mai multe ori, există mai multe astfel de Navaratri. Acum sărbătorim Sharada Navaratri, care este cea mai mare, și sunt 9 nopți în care zeița este adorată sub diverse forme. Astăzi cred că suntem în a 5-a noapte și forma în care ea este adorată astăzi este Skandamata. Deci aceasta a fost povestea. Pentru indieni, India este mama lor, ei sunt fiii mamei divine. Ea este personificată ca fiind această mamă Bharata. Și acum câteva cuvinte, după care închei, despre colecțiile noastre legate de India. Există 2 colecții în spațiu spiritual indian. Una este colecția de yoga, care se referă la ceea ce se numește Sanatana Dharma, adică legea cea eternă, provenind de la Vede, Upanishade, Bhagavad Gita, Yoga Sutras, deci tradiția mainstream, să zic așa. Deocamdată nu am scos în această colecție decât o carte, în noua fața colecției, care este o carte de Kriya Yoga. Și fac aici o paranteză, nu știu câți dintre dumneavoastră știu, că Gandhiji a fost un kriyaban, a fost inițiat în Kriya Yoga în 1935, dacă nu mă înșel, de Paramahamsa Yogananda. El și împreună cu el o serie de persoane apropiate și a practicat foarte intens. Paramahamsa Yogananda îl lăuda pentru hărnicia sa în practică. A făcut bine ce a făcut în tot ceea ce a făcut, inclusiv în yoga. În ceea ce privește cealaltă colecție, de referitoare la spațiu spiritual indian, este o colecție puțin mai pretențioasă, colecție de tantra, în care ne străduim să risipim înțelegerile nenumărate care sunt legate de acest domeniu în acest spațiu occidental și să abordăm aceste învățături dintr-o perspectivă tradițională,
Suntem acum la a patra carte în această colecție. Primele sunt Doctrina vibrației a profesorului și prietenului meu Mark Dichkovsky, care este lucrarea sa de doctorat referitoare la școala Trika din Kashmir și mai exact la Spanda, la școala Spanda, școala vibrației inimii divine, Hridaya. Apoi avem o lucrare care se leagă mult mai mult cu de ce vorbeam despre Navaratri, este vorba de cele 10 mari Shakti, 10 mari cunoașteri divine, Mahavidya, care se numește Dasha Mahavidya, unui autor indian, Shankar Narayanan. Avem apoi o lucrare clasică, Introducere în Tantra Shastra, care este, autorul este Arthur Avalon, un cunoscut pionier, și acum o să scoatem o lucrare pe care o consider de referință a unui cercetător și practicant occidental, Christopher Wallis, care se numește Tantra Illuminated, și care este ca un fel de manual pentru cel care vrea să afle ce este Tantra cu adevărat, abordând-o din perspectiva tradiției Shaiva non-dualistă, Advaita. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult colegului meu, Mihai Liță, pentru superba poveste și pentru toate informațiile pe care ni le-a oferit. În acest volum biografic, Romain Rolland aduce un tribut imaginii și luptei lui Mahatma Gandhi, omul care a renunțat la o carieră bănoasă în avocatură, va ajunge să mobilizeze numeroasa populație a Indiei împotriva xenofobiei și a nedreptăților săvârșite, după cum știm, de Imperiul Britanic la acea vreme. Romain Rolland, autorul volumului biografic al monografiei O viață legendară Mahatma Gandhi, descrie cu multă afecțiune personalitatea lui Gandhi, punând accent pe credința acestuia în hinduism, lipsită de fanatism și de orgoliu, pe modestia lui, pe mesajul umanitar transmis întregii lumi. Mai ales pe contrastele pe care Gandhi a reușit să le împace atât de bine. Eroul Indiei era un om cult, școlit în Anglia, admirator al lui Tolstoi, traducător al operelor lui Platon, dar totodată Gandhi își iubește fără rezerve cultura și religia indiană. Deși încarcerat și contestat de forțele coloniale, Mahatma Gandhi și-a păstrat forța interioară și voința de a-și ajuta compatrioții. Aș vrea să o întreb pe doamna Anca Irina Ionescu, de fapt să ne spună mai degrabă câteva cuvinte despre personalitatea lui Gandhi, ce v-a impresionat la acest extraordinar, remarcabil om și ce credeți că am avea de învățat de la el, care este până la urmă lecția sa de viață? Bună seara și vă mulțumesc că m-ați invitat. Îi felicit și pe cei din sală că au făcut această alegere să-și petreacă după amiază alături de noi. Vor pleca de aici cu siguranță mult îmbogățiți sufletește. Mulțumesc persoanei care a avut acea idee fantastică de a cânta, de a ne prezenta imnul lui Gandhi, acea muzică cu totul și cu totul deosebită, care mie mi-a evocat, o să vi se pare ciudat, mi-a evocat copilăria. Dumneavoastră sunteți foarte tineri, eu însă am avut privilegiu să trăiesc în două orânduiri sociale, cum se spune, iar muzica indiană a fost prima fereastră a românului către cultura străină, în afară de cea sovietică. Dumneavoastră nu ați trăit acele momente, dar pentru noi a fost un moment cu totul și cu totul deosebit. Muzica indiană și filmul indian au fost prima fereastră, primul lucru care ni s-a permis să fie văzut din altă cultură decât cea a țărilor socialiste. Nu vă mai amintiți, fără îndoială, poate dacă v-au povestit părinții dumneavoastră, de vestitul film Vagabondul.
la care când eram copil mergeam cu toții, peste tot în România răsuna melodia aceea din Vagabondu și noi toate fetele de școală primară și de liceu eram îndrăgostite de fermecătorul Raj Kapoor. Dar dincolo de aceasta este acel aspect social și politic al eliberării unei țări sub aspect cultural de această unilateralitate care ni se impusese până atunci. Filmele indiene au fost primele care au pătruns pe piața culturală din România, urmate imediat de cele italiene. Se potrivește foarte bine cu această seară, care este o seară a libertății, a egalității, a dreptului fiecărui popor de a se afirma așa cum crede el de cuvință. În ceea ce privește lucrarea lui Romain Rolland, știu că el a fost, știm cu toții că a fost pur și simplu îndrăgostit de Mahatma Gandhi, de marele înțelept, sufletul acesta măreț, cum l-a numit Rabindranath Tagore, sau Tagore, cum este Tagore? Așa, și care ca un suflet măreț, într-adevăr, sau spirit măreț, eu aș zice mai degrabă suflet, pentru că avea un suflet cu care și-a îndrumat poporul într-un moment în care acesta avea, într-adevăr, nevoie de cineva care să-l învețe să fie liber. Și și-a dat seama că nu poate să facă acest lucru decât prin non-violență. Să ne gândim când s-a născut, de fapt, Gandhi. Sărbătorim 100, când s-a născut Mahatma, s-a născut acum 150 de ani. Ce se întâmpla în lume acum 150 de ani? Nefericiții soartei de la cei doi antipozi reușeau în sfârșit să-și arunce lanțurile. În 1862, în America, negrii au fost eliberați. În 1865, la antipod, șerbii din Rusia, care nu aveau un statut social cu nimic superior negrilor, au fost și eliberați. Iată două puncte nodale ale lumii, unde deja cătușele se sfărâmau. Nu putea India să rămână, ca India, degeaba îi spunem noi subcontinent, este un continent în toată puterea cuvântului. Acum, dacă nu mă înșel, are peste 1 miliard de oameni, o populație uriașă, bănuiesc că mai mare decât Europa oricum. Așadar, nu putea India să rămână în urmă, nu putea să îi lase pe acei nefericiți paria în situația în care erau. Dar cineva trebuia să-i învețe, să-i învețe cum să lupte și nu aveau cum decât cu non-violența. Non-violența pe care și nouă ne-a propovăduit-o Iisus, dacă toată lumea știe că Iisus a întors și obrazul celălalt. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, de fapt, un pas mai înainte, superior față de legea anterioară, care era legea talionului, deci ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ce spune Gandhi despre această lege? Spune că această lege nu poate decât să nască violență. Și atunci întoarce și obrazul celălalt. Ce înseamnă? Rupe spirala violenței. Și rupând spirala violenței, aceasta trebuie să cedeze. Non-violența însă, să înțelegem foarte bine, nu înseamnă pasivitate, nu înseamnă renunțare la luptă, nu. Dar este singura posibilitate a celor oropsiți de a obține ceva. Dacă ei, de asta el a boicotat toate produsele, a îndemnat la boicotarea produselor britanice. A spus, nu facem nimic, dar și dacă nu faci nimic, înseamnă că este un mod de a lupta. În același fel, i-a îndemnat și pe paria, pe acești intangibili, persoane absolut excluse de la orice viață a societății indiene. Atât de mare era repulsia față de ei, încât erau sfătuiți să se spele după ce îi atingeau. Deci erau, într-adevăr, intangibili. Ori el îi atingea și spunea că nu se poate, toți oamenii sunt născuți egali în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut pe toți la fel. Îndemnându-i să nu mai facă nimic, i-a obligat pe ceilalți să le recunoască meritele. Deci asta este pentru Gandhi, am înțeles eu, non-violența. Nu o renunțare la luptă, ci dimpotrivă, dar o luptă cu alte metode. Și ea reușește. Dacă ați văzut, și revoluția de la Praga, așa numită revoluție de catifea, a reușit, fără violență, cu lumânări și flori. În piața Tiananmen,
tancurile au dat înapoi în fața acelor oameni care erau cu pieptul gol. Avem și acum, eu am și acum în ochi imaginea acelui om care se muta în fața tancului ca să-l oprească cu pieptul liber, fără niciun fel de armă. Iată deci că era o luptă, dar cu alte mijloace non-violente, pentru că acestea au mai multă putere, așa cum ne învață și pe noi Scriptura, așa cum chiar Gandhi recunoaște că a învățat din Vechiul Testament. Și spuneați că l-a admirat pe Tolstoi, într-adevăr l-a admirat și Tolstoi a avut și el aceeași părere. Mai mult am impresia că și destinelor sunt oarecum asemănătoare. În adolescență amândoi au avut anumite căutări, au anumite ezitări, după care au ajuns la această concluzie învățată prin proprie experiență, nu numai din cărți, a non-violenței. Dacă mi-ați permite, aș vrea să vorbesc puțin despre părerea lui Gandhi despre femei. De ce? Nu din motivul evident că suntem aici în majoritate, dar pentru că femeile erau acea parte a societății mai oropsită decât cealaltă jumătate. Și atunci i-au atras atenția, deși era hindus convins și nu se puneau problemele altfel, a avut un mare respect pentru femei. Și mi-aș permite cu voia dumneavoastră să dau și un citat. Legat de hinduism, e curios că el compară hinduismul cu relația lui cu soția. Deci o relație complexă. Nu pot să descriu sentimentul pe care l-am pentru hinduism altfel decât ca pe sentimentul care l-am pentru propria mea soție. Poate că ea mă enervează mai tare ca orice femeie de pe lumea asta. Nu este lipsită de defecte. Îndrăznesc să spun că are chiar mai multe decât observ eu. Însă există între noi sentimentul unei legături indisolubile. La fel se întâmplă și cu hinduismul, cu toate defectele și limitările sale. Implicarea în cauza femeilor, ca și în cazul paria, așteaptă acțiunea din partea femeilor, deci a celor oprimați. Acesta este sensul pe care îl dă Gandhi non-violenței. Iar despre femei mai spune ceva foarte interesant, cred că și în sală suntem majoritatea. Sexul feminin nu este sexul slab, ci cel mai nobil dintre cele două sexe. Prin puterea de sacrificiu, prin suferința tăcută, prin umilință, prin credință și cunoaștere, intuiția femeii a depășit de multe ori arogantele pretenții ale bărbaților la o cunoaștere superioară. Și aș dori să vă mai spun ceva. Eu sunt profesoară, am fost profesoară vreo 45-50 de ani. Și îmi pare foarte rău, dar Gandhi se pronunță împotriva a trei profesii. Spune, sunt trei profesii pe care nu pot să le sufăr: medicii, magistrații și profesorii. De medici și de magistrații nu mă leg aici să discute alții, dar de profesori m-am simțit direct vizată și am citit cu foarte multă atenție de ce nu poate să ne sufere. Avea mare dreptate pentru că, în general, învățământul de vreo 2000 și mai bine de ani este făcut în așa fel, este gândit în așa fel, încât profesorul să domine și să îi spună elevului, fă așa că așa zic eu, că așa e bine. Ori el nu înțelege în felul acesta relația dintre profesor și elev, ci înțelege această relație ca pe o prietenie, ca pe o colaborare în care amândoi au de învățat și în care discipolului îi se lasă puterea și posibilitatea să aleagă. Deci nu a cunoscut-o pe Maria Montessori, dar cred că în unele privințe se potrivesc foarte mult. Dovada este că și Maria Montessori a avut mare succes în India. Acolo s-a afirmat cel mai mult. Într-adevăr, copilul nu poate să învețe așa cum îi spui tu. El trebuie să învețe așa cum poate el. Deci atunci când discutăm cu copilul sau studentul, nu vom sta sus să vorbim de sus în jos, ci ne vom coborî
pe vine în genunchi la nivelul elevului, să comunicăm ca de la egal la egal. Într-adevăr, este o mare lecție pe care sper că mi-am însușit-o și eu, deși poate mai târziu, dar așa este, așa se învață cel mai bine. Iar dacă mai ai nevoie, o să mai intervin. Oricum, este o seară de mare farmec, care ne introduce în atmosfera acestui continent absolut unic. Și iarăși îmi vine în minte neuitatul Raj Kapoor, pe care dumneavoastră nu l-ați văzut, păcat. Mulțumim doamnei Anca Irina Ionescu. Ca un hindus obișnuit, Mahatma Gandhi credea că toate religiile sunt egale și a respins toate eforturile de a fi convertit la o altă religie. A fost un teolog avid și a citit considerabil despre toate marile religii. Gandhi credea că în centrul fiecărei religii este adevărul și dragostea. De asemenea, el punea la îndoială ipocrizia, abaterile și dogmele din toate religiile și era un neobosit reformator social. Gandhi și-a dedicat viața înaltului scop de a descoperi adevărul sau satya, a încercat să obțină aceasta prin învățarea din propriile greșeli și experimentând pe el însuși. Gandhi credea cu convingere că o persoană implicată în serviciul societății ar trebui să ducă o viață cât mai simplă cu putință, lucru care ar putea duce, credea el, la brahmacarya, puritatea spirituală și practică. Simplitatea lui a început prin renunțarea la modul de viață occidental pe care îl ducea atunci când a fost plecat în Africa de Sud. Iuliana, aș vrea să ne povestești pe scurt despre experiența ta cu India, începută în urmă cu 10 ani, dacă nu mă înșel, și cu arta indiană, aici referindu-ne la dans. Pentru că, așa cum v-am spus, în a doua jumătate a evenimentului, după pauză, vom avea și momente artistice. Tu organizezi anual Festivalul de Cultură Indiană Namaste India. Cum ai simțit tu că se raportează românii la tot ce înseamnă India, la tot ce înseamnă tradiția, spiritualitatea, cultura milenară a Indiei? De unde vine acest interes al românilor pentru India și, până la urmă, și pentru cărțile din spațiul hindus? Mulțumesc și eu pentru invitație, Sorin, și mă bucur că editura Herald a preluat această informație cu privire la aniversarea celor 150 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi, că am colaborat la festival și acolo s-a născut acest mic proiect care a crescut și iată-ne astăzi aici. Eu aș începe prin a aduce o mărturie din partea unui român care l-a cunoscut pe Gandhi. Și nu este orice român, ci este o mare personalitate a culturii noastre. E vorba de Lucian Blaga. Pentru mine, descoperirea mărturii lui a fost ca o comoară, pentru că efectiv l-a prezentat foarte, foarte personal pe Gandhi. L-a cunoscut pe acesta în 1931, când era ca diplomat în Elveția, la Berna. Și Gandhi a venit în vizită la Lausanne și a ținut o conferință, s-ar putea spune, acolo, dar, după cum o să vedeți, nu a fost chiar o conferință. Și mi se pare că acea întâlnire e, de fapt, o întâlnire tipică între Occident și Orient. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc această mărturie. Iată-l în sfârșit că intră, omulețul care poartă numele de marele spirit Mahatma Gandhi. Se ivește de după aceleași draperii din dosul scenei, vine destul de grăbit spre masă. Îmbrăcat ca într-o togă de lână albă, cu picioarele goale până la genunchi și în sandale. Părea puțin cam zgribulit de frig. Și tocmai în momentul când credeam că o să-și ocupe locul pe scaunul din mijloc, el urcă, spre surpriza tuturor, pe scaun și de aici în picioare pe masă, pentru ca să se așeze apoi în poziție de Buddha în mijlocul mesii.
Acest fel de a se prezenta s-a produs atât de repede, cu gesturi atât de naturale, sau mai bine spus, atât de fără gesturi inutile, încât în sală s-a stârnit nu ilaritate, cum ar fi fost de așteptat după intensitatea surprizei, ci o tăcere totală, însoțită poate de un zâmbet blând și colectiv. Grația firească cu care ascetul făcuse neașteptatul examen de a se urca și de a se așeza pe masă în fața unor europeni neobișnuiți cu asemenea spectacole, a învins și s-a impus tăcerii religioase a publicului. Gandhi a început apoi să vorbească, într-un chip care uimea prin simplitate și, în primul rând, printr-o simplitate necăutată, propriile spiritelor care nu mai văd decât esențele ultime. Niciun gest de orator, nici o modulație retorică în glas, nimic căutat pentru a epata, nimic din toată gama aceea insuportabilă de atitudini a vorbitorului. Gandhi vorbea englezește în fraze reduse la subiect și predicat. Nu pronunța decât câte o singură propoziție, rar, neostentativ. Un francez traducea, stând în picioare, lângă masă, fiecare propoziție și Gandhi, în ritm monoton, continua. Capul acesta, uluitor de urât în fotografii, avea ceva transfigurat în realitate, încât nu mai părea urât, deși nu mai avea decât vreo câțiva dinți în gură. În acest om totul era redus la esențial, chiar și înfățișarea, chiar și numărul dinților, cei inutili îi căzuseră. Gandhi dă impresia puternică a unui om care se găsește într-o permanentă concentrare lăuntrică, dar pentru care concentrarea nu mai este o efort, ci o stare organică. Figura lui e însoțită de mișcări strict necesare pentru ca să pară rigidă. Niciun gest nervos sau deprisos, niciun cuvânt prea mult. Totul este pânit, fără a părea artificial. Gandhi vorbea la fel cum ar fi putut să și tacă. În fond, interesa numai foarte puțin ceea ce el spunea, căci nu spunea decât lucruri pe care cei mai mulți le știam. Că a găsit în Europa stări îngrijorătoare, că faptele aici sunt în dezacord cu cugetul și alte lucruri asemenea. Dar chipul cum rostea ceea ce ținea să ne spună era totul. Era un mod total despoiat și de cele din urmă accente, ce ar fi amintit tonul declamator. Aveam astfel în fața mea întâia oară în viață primatul existenței spirituale față de cuvânt. Aveam în față nuditatea supremă a Spiritului Suprem. M-am dat astfel spus totdeauna în fața unei existențe acoperite de cuvânt. Întâia și ultima oară în fața lui Gandhi, care prin ceea ce spunea, punea doar în relief o totală lipsă de verbozitate, m-a copleșit sentimentul că stau pironit în fața unei existențe superioare și mai presus de cuvânt. După ce a încheiat cele ce ținuse să ne comunice, poate mai mult pentru a umple golul ce-l crea în jurul său curiozitatea noastră europeană și gazetărească, Gandhi a cerut să îi se pună întrebări din public, arătându-se dispus să facă față interogatorilor. Într-un târziu, Gandhi ne-a amintit că trebuie să se retragă, să-și facă rugăciunea, ceea ce fusese semnalul de plecare. Întors la Berna, i-am spus lui Marty, impresia nu se poate descrie, ar fi un sacrilegiu. Află însă că eu, care totdeauna am avut o pronunțată aversiune față de oratorie, am declarat dușmănie neîmpăcată acestei arte găunoase. Acesta va fi războiul meu de 30 de ani. Îmi cer scuze dacă a fost prea lung, însă pentru mine e o plăcere să recitesc de fiecare dată această mărturie a lui Lucian Blaga. Și ca să continui cu întrebarea ta legată de ce ne leagă pe noi de India sau de ce ar prezenta un interes festivalul sau cultura indiană aici în spațiul românesc, nu știu ce a înțeles fiecare din această poveste mică a întâlnirii dintre un român și acest mare suflet al Indiei, însă pentru mine e exact ce am simțit eu când am ajuns acolo, în multe cazuri. O întoarcere la esență, o întoarcere la lucrurile care contează cu adevărat în viață și asta prin întâlniri cu oameni remarcabili sau poate mai puțin remarcabili din punct de vedere al succesului lumesc, dar din alt punct de vedere. Și pentru mine acest lucru e cel mai prețios dintre toate și de aceea cred că oamenii citesc sau vor să se conecteze cu cultura indiană pentru că are așa o mare bogăție de spiritualitate și de învățături, e ca un tezaur de învățături esențiale pentru toată lumea, pentru întreaga omenire. Învățături care s-au păstrat acolo, un stil de viață
arhaic și străvechi care pur și simplu te întoarce la tine. Și mi se pare că și Eliade spunea că a fost în India ca să se întoarcă la sinele său și la cultura sa de acasă. A descoperit în India prin mitologia, prin filozofia, prin spiritualitatea de acolo, a descoperit esența culturii noastre românești. Și poate că aceasta, cred că este răspunsul pe care l-aș da, nu e doar o călătorie geografică, e o călătorie spre tine, spre fiecare dintre noi. Apropo de faptul că prin ceea ce tu ne-ai citit din Lucian Blaga, Peisaje și amintiri, crezi că putem vorbi despre niște, să spunem, rădăcini și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere literar, pentru că mă gândesc că primul exemplu pe care îmi vine în minte este faptul că Romain Rolland, cel care a scris volumul biografic O viață legendară a lui Mahatma Gandhi, primului contact cu cultura, ca literați, ca între literați, cu cultura și cu literatura din spațiul indian, a fost Rabindranath Tagore. După care el a ajuns la Gandhi și vorbește despre fascinanta lui personalitate. Putem să facem o paralelă, o legătură și între Rabindranath Tagore și Mihai Eminescu. Iată, mai devreme tu ai, printr-un exemplu foarte elocvent, ai vorbit despre Lucian Blaga, felul în care l-a văzut pe Mahatma Gandhi. Există niște puternice legături în zona aceasta a culturii între India și România? Cu siguranță există. Bineînțeles că toți îl cunoaștem pe Eliade și el e cel mai aproape de noi ca perioadă în care a trăit. Însă dacă ne ducem în cultura noastră, descoperim multe alte personalități care cumva au studiat sau apropiat de cultura Indiei. Și bineînțeles că Eminescu este iarăși unul dintre cei mai cunoscuți. A studiat sanscrita și dacă cunoașteți deja, dacă ați fost la festival, cunoașteți deja povestea doamnei Amita Bose, indianca din Bengal, care s-a mutat în România și a făcut o teză de doctorat pe comparația dintre opera lui Tagore și opera lui Eminescu. Acea conexiune cu natura și cu aceeași sensibilitate pe care ea a resimțit-o în ambii poeți. Dacă ne întoarcem și mai mult în timp, îl descoperim pe George Coșbu, care a tradus Mahabharata și Ramayana la noi în românește. Și, bineînțeles, Brâncuș, care, din câte știu eu, trebuia să facă o sculptură pentru un templu care urma să se construiască în India pentru un maharaja și care, nu știu sigur dacă a ajuns acolo, dar în mărturiile despre el spunea că în India a găsit tot așa un fel de esență, un fel de lipsă de prefăcătorie în rândul oamenilor. A fost ca o întoarcere acasă. Evident că nu există o explicație, poate istorică, de ce avem această conexiune sufletească cu India și la fel cum doamna Amita Bose spunea, în alte țări europene această conexiune s-a produs prin traduceri mult mai multe și un studiu al operelor sanscrite și a operelor marilor opere ale Indiei mult mai devreme și mai sistematic. În schimb, la noi a fost oarecum mult mai puțin acest efort și cu toate astea regăsim această pasiune, această conexiune foarte puternică cu India. Și poate că e pur și simplu felul nostru de a fi interior care ne face să fim apropiați de ce înseamnă India în realitate. Și nu mă refer aici doar de India istorică, India care într-adevăr se schimbă mult și evoluează, se transformă odată cu timpurile, ci de acel filon principal care rămâne neschimbat în ciuda tuturor valurilor istoriei. Mulțumim, Iuliana. Colegul meu, Mihailiță, vrea să intervină. Cineva de care... Da, vreau să spun că există legături chiar mai subtile legate de India. Da.
De exemplu, în limba noastră există o serie de denumiri și acest lucru a fost studiat, care seamănă foarte bine cu denumiri din sanscrită. Avem, de exemplu, un oraș care se numește Deva. Deva înseamnă ființă radiantă sau zeu. Numim fenomenul trecerii dincolo moarte. În limba sanscrită este mrityu. Avem un râu, sau chiar mai multe, care se numesc Krish. Krishna este cel negru. Și avem un râu care este Krishul negru. Există multe legături și filologice și de structură sufletească între noi. Există o deschidere la ambele popoare la nivelul inimii. În tradiția indiană, o ființă înțeleaptă este numită uneori Sahridaya, adică cel care are inimă. Și la noi, de asemenea, este prețuit acest spațiu al inimii, inclusiv la nivelul spiritual. Avem o practică a liniștii, numită isihasm, în care inima este foarte prețuită. Și în India există nenumărate căi care se referă în special la această cale a inimii. India a dat printre cei mai mari poeți mistici ai lumii. Un nume pe care, dacă toți suntem aici, nu văd cum aș putea să nu-l pomenesc, un nume foarte puțin cunoscut este numele lui Abhinavagupta, care în spațiu european este aproape necunoscut, dar este un gigant. Nici nu știu cum să-l caracterizez. Pe lângă faptul că a fost o ființă deplin realizată, este un estet care a scris două tratate importante de estetică, este un maestru al tantrei Trika, care a scris probabil cea mai importantă lucrare a sistemului, numită Lumina Tantrei, Tantrelor, Tantra Aloka. De asemenea, există nenumărați alți poeți, există acei mistici Baul, care sunt mistici Vaishnava, foarte legați de această cale a inimii. A existat o poetesă, cel puțin una, sunt nenumărate, Lala Yogeshwari, căror versuri sunt absolut minunate. Dacă puneți mâna pe ele, vă sfătuiesc să le citiți. Poate cândva editura Herald, cine știe, o să publice și ea așa ceva, pentru că sunt foarte frumoase și foarte profunde. Sunt foarte multe legături de suflet între noi și India. Mulțumesc! Mulțumim, Mihai Liță. Carmen. Carmen Coțovanu Pesantes. Aș vrea să te întreb același lucru pe care l-am întrebat-o și pe Iuliana Nălățan. Care este experiența ta cu spațiul indian, cu arta indiană, ce te-a atras personal în această zonă, ce ne poți spune despre Mahatma Gandhi și despre felul în care personalitatea remarcabilă a lui te-a impresionat? Mulțumesc și eu pentru invitație. Namaste tuturor, reprezentanților Indiei și tuturor. Gandhi, Jayanti, Mubarak Ho. Este ziua lui Gandhi. Celebrăm 150 de ani de la nașterea acelui mare suflet, acelui suflet Atman, cum spunem noi, pentru că este un spirit care s-a apropiat de Dumnezeu atât de mult încât a fost perceput ca un semizeu, ca un Prometeu care, chiar luptând uneori, metaforic spus, împotriva zeilor, a luptat pentru omenire, pentru cei săraci, pentru ca ei să-și exercite drepturile alături de toți ceilalți ca ființe umane. Pentru mine, într-adevăr, alături de alte personalități care deja au fost amintite, precum Tagore, doamna Ionescu, în calitate de pedagog, ne spunea câteva lucruri despre modelul Mariei Montessori. Mi-am amintit atunci de școala de la Shantiniketan a lui Rabindranath Tagore, școala în aer liber și universitatea pe care el ulterior a organizat-o, Vishwabharat, în aer liber, în care principiile care dominau erau dezvoltarea personală armonioasă,
a copiilor, a elevilor, a oamenilor, în spiritul unei societăți care să evolueze, în primul rând, moral și spiritual. Desigur, Mahatma Gandhi și Tagore sunt o conexiune continuă, nu doar în istoria Indiei, în istoria întregii omeniri. Pentru că, deși la distanțe de peste mări și țări, chiar în timpuri, în spații diferite, marile personalități s-au admirat de la distanță și au admirat operele și le-au promovat, iar Gandhi, într-adevăr, rămâne un model pentru omenire, pentru societatea abruptă și dominată de tehnologie în care noi trăim. Vorbeam despre unul din principiile sale, despre Satya. El a fost nu doar politician, a plecat, de fapt, dintr-o familie jainistă cu o educație deosebită. Tatăl și bunicul fuseseră prim-ministri, dar oameni care luptau pentru adevăr, care atunci când era cazul știau să se ridice împotriva nedreptăților. Pentru că ahimsa, non-violența, pentru Gandhi nu a însemnat, exact cum s-a mai amintit, doar o luptă împotriva nedreptăților, o luptă pasivă, nici într-un caz, din contră. Atunci când nu se mai putea, când paharul se umplea, Gandhi era adeptul violenței, într-un alt mod spus, împotriva lașității. A fi laș înseamnă a-ți fi frică. El nu a avut niciodată frică. Acest om mărunt, pe care de multe ori nu-l puteai aprecia ca un om semizeu, peste puterea unui om comun de gândire, de trăire, de cunoaștere, de înțelegere. Iată că Gandhi a reușit să impresioneze o lume întreagă. Este omul, deși a fost nominalizat, așa cum s-a menționat, de 5 ori pentru premiul Nobel pentru pace, nu a reușit. Din păcate, a fost asasinat. Tentative de asasinat asupra vieții lui fuseseră nenumărate. Într-un final, un fanatic hindus a reușit, în anul 1947, exact când el reușise, după o luptă acerbă prin non-violență, să aducă independența Indiei, pe 15 august, când sărbătorim acest eveniment național. Lui Gandhi, indienii îi datorează, de fapt, eliberarea, și nu doar atât, eliberarea de sub o ocupație, de sub un imperiu, Imperiul Britanic, care a dominat peste 200 de ani și care și-a impus regulile și produsele și limba și multe. Dar ceea ce au reușit indienii prin Gandhi este să acumuleze această experiență. De aceea s-au creat atâtea confluențe între culturile lumii și, în primul rând, cultura română, care este atât de apropiată de cea indiană, prin spiritualitate, în primul rând. Pentru că el a reușit să apropie oamenii. A fost un exemplu și, prin puterea exemplului, a reușit să își adune în jurul lui oameni. Ce om mic de statură, poate neînsemnat în fața unora, reușea să ridice peste 300 de milioane de oameni la luptă non-violentă împotriva unei dominații de peste 100 de ani. Gandhi a reușit și Gandhi este un simbol. Pentru mine personal, consider că este un model pentru societatea în care noi trăim. O societate, cum spuneam, măcinată de orgolii, de corupție, de hoție, unde morala, din păcate, se pare că pentru unii nu mai există. Noi suntem aici, poate puțini, dintre aceia care dorim să reînviem imaginea lui Gandhi. Nu contează cum se va numi acea persoană. Mi-aminteam, răsfoind cartea Pe urmele lui Gandhi, o viață legendară, că în final se spune că de fiecare dată când societatea nu mai reușește să-și găsească traseul, când există dezechilibru, atunci se naște un om care trebuie să se sacrifice pentru omenire. Gandhi a fost unul dintre ei. Oare este nevoie din nou să apară un om, un spirit care să se sacrifice pentru societatea noastră, fie ea românească sau universală,
pentru că aceste schimbări se întâmplă în întreaga lume. Probabil că este nevoie să învățăm din modele, să învățăm prin experiența noastră. Spuneam că Gandhi, pe lângă că a fost avocat, inițial a trăit ca un om simplu, după care a descoperit că viața adevărată înseamnă simplitate, înseamnă respect, înseamnă iubire necondiționată față de semeni și dăruire. Dăruire așa cum a făcut Iisus Hristos, cum au făcut mulți dintre marii sfinți ai lumii, dintre personalitățile care și-au pus mai presus de toate ființa umană, nici într-un caz propria ființă. Au acceptat să se sacrifice pentru a dărui. Această dăruire nu o putem, din păcate, toți urma, dar putem măcar o parte dintre lecțiile sale, dintre principiile sale, adevărul, a nu fi lași, a lupta până la capăt. Vegetarianismul a fost un alt principiu, pentru că, deși experimentase mâncarea cărnii, și-a dat seama că atunci când consumă plante și ceea ce natura oferă, oferă de fapt energie spirituală în primul rând. Simplitatea prin care se comporta, se îmbrăca, el singur își torcea veșmântul și îndemna pe cei din jurul său să facă acest lucru folosind roata de tors. Tăcerea, atunci când lumea o lua într-o direcție greșită și nu se mai putea găsi niciun mobil, nicio metodă, se retrăgea în tăcere și atunci se înțelegea că de fapt este o revoltă. Înșiși britanicii îi respectau această tăcere, nu îl doreau pe Gandhi, deși făcuse de multe ori închisoare, spunem noi, politică, pentru răzvrătirea sa. Îl respectau și nu îl doreau, îl doreau în viață, de fapt, nu doreau ca el să piară, pentru că undeva în străfundurile lor erau conștienți de greșeala lor. Foarte mulți dintre discipolii lui Gandhi au fost englezi. Și pentru că vorbeam despre cărți și despre filme, îmi amintesc despre filmul Gandhi, pe care o parte dintre noastre bănuiesc că l-ați văzut, dacă nu vi-l recomand. Este o capodoperă, filmul din anul 1982, care l-are ca protagonist pe Ben Kingsley. Este un film de o frumusețe deosebită, în care puteți, atât de frumos este descrisă viața lui Gandhi și atât de bine este interpretată. Este un film care are peste 11 sau chiar mai multe nominalizări la Oscar și a fost nominalizat și le-a și luat pentru cel mai bun actor, cea mai bună distribuție, cel mai bun script, pentru frumusețea prin care a reușit să oglindească viața acestui mare suflet. Îmi amintesc Non-violența, este o scenă când era în Africa de Sud, când englezii doresc să intre cu toată, cu călăreții, cu toți cei care veniseră cu armata peste indieni. Și atunci Gandhi le-a spus tuturor să nu se înfricoșeze, din contră, să se așeze în genunchi în fața cailor. Și zis și făcut, toți se așează în genunchi, într-o stare de rugăciune, iar caii înșiși rămân ca și când ar fi hipnotizați, se ridică în două picioare și automat armata engleză cade. Și în felul ăsta sunt învinși. Sunt foarte multe lecții de viață pe care Gandhi ni le dă, pentru că la vremea respectivă un indian nu era respectat. Simpla lui umbră era considerat o blasfemie. Britanicii nu acceptau ca indienii să meargă pe același drum, pe același trotuar, ca umbra lor să se răsfrângă asupra capetelor lor ariene. Nu este așa, pentru că Gandhi ne-a învățat că toți avem o origine divină și că atunci când răul apare în lume, atunci se ridică un suflet mare. Mahatma Gandhi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult lui Carmen Coțovanu Pesantes pentru aceste mărturii, pentru aceste informații despre personalitatea lui Mahatma Gandhi și despre ceea ce înseamnă India. India între tradiție și modernitate, pe urmele lui Mahatma Gandhi, eveniment prilejuit de aniversarea 150 de ani de la nașterea pe 2 octombrie 1869 a lui Mahatma Gandhi și bineînțeles de lansarea volumului biografic scris de Romain Rolland, Mahatma Gandhi, o viață legendară.
În India, ceaiul este băutură națională, un simbol al ospitalității și prieteniei. În India, oaspeții sunt considerați emisari al lui Dumnezeu, iar gazdele îi servesc cu tot ce au mai bun. Așa că vă invităm în pauză la o degustare de ceai, la standul editurii Herald pentru a răsfoi o carte, cele prezentate de colegii mei, lui Saneac și Mihai Liță. Și vă aștept înapoi peste aproximativ 16-17 minute să ne delectăm împreună cu spectacolul despre ceea ce înseamnă tradiția, cultura și spiritualitatea indiană. Mulțumesc! Vă invităm înapoi în sală, după o gură de ceai și după ce am răsfoit câteva pagini din cărțile editurii Herald, cărțile din colecțiile pe care colegii mei, Luisa Aneac și Mihai Liță, vi le-au prezentat în prima parte a evenimentului, cărți care fac parte din spațiul hindus, colecțiile Tantra, Himalaya, Doctrina Vibrației a lui Mardi Chikovski, Ramana Maharshi, iarăși un personaj extraordinar, remarcabil din cultura indiană, cu cărți precum Înțeleptul de la Arunachala, Cine sunt eu, O viață alături de Bhagavan, toate vă așteaptă la standul editurii Herald. În partea a doua a evenimentului, așa cum v-am spus la început și cum v-am promis, vom începe cu povestea Sariului, prezentată de Carmen Coțovanu Pesantes. Povestea Sariului, mituri și simboluri, este de fapt o invitație de a descoperi frumusețea și simplitatea celui mai vechi veșmânt al femeii indiene, originea Sariului, din limba sanscrită sati, fâșie de material sau panglică, se pierde în noaptea vremurilor. Aceasta fiind oglindit în cele mai vechi opere de artă ale Indiei, sculptură, pictură, muzică și dans. Sariul este singura piesă de vestimentație din lume care nu se coase. Carmen Coțovanu Pesantes, coregraf de dans clasic indian, stilul Kathak, nordul Indiei, specialist în cultură și civilizație indiană, o va avea alături de ea pe colega sa, Angelica Floareș, de la Centrul de Artă Euterpe. Povestea Sariului, Carmen Coțovanu Pesantes și Angelica Floareș. Namaste.
sariul, sati, bucată de pânză, mătase, brocart, bumbac, in, muselină țesută cu fir de aur sau argint, bătută în pietre prețioase, diafană, cea care acoperă corpul seducător al fiecărei femei. Sati, sariul. O, frumosul meu sari, ce mă ferești de razele aprinse ale soarelui? Îmi înghii fața, ferindu-mă și ștergându-mi lacrimile ce curg. Tu mă ajuți să mă ridic în mijlocul mulțimii, de aceea tu dăinui de generații. Sariul este oglindit în operele de artă din cele mai vechi timpuri ale Indiei milenare. Sculptură, pictură, muzică, dans. Arta drapării sariului este atributul imaginației, creativității fiecărei femei. Purtându-se în funcție de zona geografică căreia aparține, modul de purtare a sariului se schimbă în funcție de aspectele culturale, sociale, religioase, de anotimpuri, sărbători, festivaluri. Sariul înseamnă viață, sariul înseamnă frumusețe, este atributul femeii, este simbolul feminității, simbolul frumuseții, al virtuții, al adorației divine. Misterul sariului se pierde în noaptea timpurilor, în negurile de altădat. Indiferent de statutul social, de vârstă, de clasa socială din care o femeie face parte, sariul conferă o notă de frumusețe și eleganță aparte, o senzualitate, o simplitate și o modestie pe care sariul le poate conferi. Este singura piesă vestimentară din lume care nu se coase. Acest veșmânt, care variază între 6 și 8 metri, alteori 12 metri, are o modalitate complexă și un procedeu extrem de deosebit de țesere. Este veșmântul zeilor. Se spune că însuși Vishnu, cel de-al doilea zeu din Trinitatea Hindusă, aprecia sariul. Vishnu este apărătorul și cel care veghează la armonia universului. Maestru Markanda, împreună cu discipolii săi, țes împreună din fibre de lotus sariul zeilor. Trei povești, un mit, o legendă și un vas popular. Mitul. Se spune că însuși Krishna, cel de-al optulea avatar al lui Vishnu, este creatorul misteriosului veșmânt, sari. Ne amintim de epopeea hindusă veche de 5.000 de ani, Mahabharata. Frumoasa Draupadi este pierdută într-un duel, între cele două seminții, Pandava și Kaurava. Draupadi, din seminția Pandava, este răpită de unul din dușmanii seminției Kaurava. Încercând să profite de onoarea și de frumusețea ei, acest inamic o prinde de diafanul văl care îi acoperea corpul seducător.
Dar ce să vezi? Vălul se tot desfășura și se tot desfășura și nu se mai sfârșea. Dropăti era o slujitoare ardentă a zeului Krishna. Ea se roagă cu înflăcărare zeului să o scape din mâinile dușmanilor. Iar Krishna revarsă valuri de mătase, creând astfel mirificul Sari, nemai putând să desfășoare metri și ar metri din veșmântul diafan. Dușmanul din familia Kaurava cade la pământ ca și când ar fi fost lovit de o săgeată. Astfel, onoarea frumoasei Dropadi este salvată. Se spune că Kaurava, metaforic vorbind, înseamnă forțele haosului și ale distrugerii, care doresc să desfășoare infinitul, care niciodată nu poate fi desfășurat. A doua poveste despre Sari o reprezintă pe Shakti. Sariul însuși o oglindește pe Shakti, puterea și energia feminină. Shakti este consoarta zeului distrugerii, cel care recrează ciclul etern al universului, Shiva, zeul dansului cosmic. În concepția hindusă, trinitatea feminină este de multe ori recunoscută drept Tridevi, Durga, Sarasvati, Lakshmi. Durga este de multe ori recunoscută drept mama universului, Mahadevi, zeița iubirii și armoniei, zeița compasiunii, cea care îi scapă pe oameni de suferințele lumești, Parvati. Un alt atribut al lui Shakti, Durga, este cea cunoscută sub numele de Kali, zeița războinică cu un trident, călare pe un tigru înfățișată sau pe un leu, care luptă împotriva forțelor răului. Este zeița cărora oamenii se roagă pentru alinarea suferințelor. Este zeița care înlătură răul din lume, iar binele învinge. În vremurile de pace și prosperitate, domnește Lakshmi, zeița frumuseții, a norocului și a prosperității. Iar alte ori, cea de-a treia zeiță, Sarasvati, zeița înțelepciunii, a cunoașterii, a artelor și științelor. Tuturor celor trei aspecte lui Shakti îi aducem adorație. O adorăm pe femeia energică, aspectul trinității feminine, forță și energie. În enumerate mituri există o anumită concepție și o întâlnim în multe povești, în basme populare, cum că sariul s-a născut din țesut. Foarte multe povești, mituri și legende fac trimitere la țesut ca formă de creare a universului. Firul este fundația, iar țesătorul este creatorul,
divinitatea. Un bas popular spune cam așa despre originea sariului. Trăia odată un țesător exaltat, care își dorea să creeze o minunăție din mâinile sale. A început să viseze la frumusețea unei femei, la chipul strălucitor, plin de sfială, la părul de mătase, curgându-i în unde pe umeri, la lacrimile ei de cristal, curgând continuu din frumusețea ochilor ei, la multitudinea de stări sufletești pe care numai o femeie le poate da. A țesut și a țesut și a tot țesut, până când a ieșit o pânză de câțiva metri. A modelat sariul așa cum sculptorul Pygmalion o modelase pe frumoasa Galatea, de care ulterior s-a îndrăgostit. De multe ori în povești, creatorul se îndrăgostește de propria-i creație. De aceea, divinitatea iubește ființa umană pe care a creat-o. S-a oprit țesătorul, el însuși mirat, în stare de admirație. La frumusețea creației care ieșise din mâinile sale. Sariul este înfrumusețat de bijuterii și accesorii. Bijuteriile tradiționale aduc un plus de valoare acestui veșmânt misterios și sacru. Dar bijuteriile nu au doar funcție estetică. Bijuteriile activează punctele energetice care există la baza și pe traiectul întregii coloane vertebrale. Este vorba de cele 7 chakras, cele 7 puncte energetice. Fiecare bijuterie activează un punct energetic. Fiecărei chakra îi este corespondent o anumită culoare din spectrul solar sau cromatic. Îi este corespondent un organ, un element primordial, pământ, apă, aer, eter, lumina și divinitate. Și desigur îi corespunde o emoție sau o stare sufletească. 7 chakras. Roată sau floare de lotus. 7 puncte energetice. Pael este bijuteria de la gleznoile picioarelor, care este în corespondență cu Muladhara, energia telurică. Muladhara este cea care guvernează vitalitatea, iar culoarea corespondentă este roșu. Următoarea chakra este Svatisthana, care guvernează fertilitatea și creativitatea. Se află în zona sacrală și corespunde culorii orange, șofran sau portocaliu. Cummerbund, o bijuterie care se poartă în jurul taliei, ce evidențiază frumusețea sariului. Corespunde chakrei Manipura, de culoare galbenă.
cea care guvernează puterea interioară și echilibrează expansiunea, îi este corespondent elementul foc. Anahata. Anahata este în dreptul inimii sau al pieptului. Este chakra care guvernează iubirea necondiționată, toleranța, iertarea, compasiunea. Este chakra de culoare verde, alteori o regăsim de culoare roz, și guvernează inima, și iubirea, și speranța. Și este corespondent elementul aer. Vishuddha, bijuteriile care se poartă în jurul gâtului. Vishuddha guvernează intuiția și comunicarea. În momentul în care activăm această chakră, suntem mult mai comunicativi. Știm cum să întreținem relațiile interumane. Este chakra de culoare albastru deschis sau turcoaz. Și ca element îi este corespondent eterul. Ajna, chakra cunoașterii spirituale, în mijlocul frunții. De multe ori sariul este accesorizat de un punct denumit ochiul lui Shiva, în mijlocul frunții, un punct decorativ ca o picătură de cristal. Este chakra care deschide lumina interioară din noi. Și culoarea este albastru închis, alteori alb. Ultima chakra, Shahasrara, este chakra din creștetul capului, considerată chakra cu 1000 de petale, și cea care este corespondentul divinității, cel care reușește să deschidă această chakră, devine una cu Dumnezeu. Se spune că prin rugăciunea isihastă, prin rugăciunea inimii, prin yoga, prin meditație, prin adorație, această chakră se deschide. Și femeile își acopăr capul când intră într-un anumit loc sfânt. Pentru că această chakră nu trebuie descoperită. Este chakra halou, este chakra purificării. Mai avem o bijuterie care desparte cărarea din păr, tica. Este bijuteria care desparte cele două aspecte pe care fiecare o ființă umană le are, aspectul feminin și aspectul masculin, yin și yang, Shiva, Parvati. Pentru că orice ființă trebuie să creeze echilibru în sine, iar prin activarea acestor chakre și elemente, vă spuneam, nu aducem doar un plus de valoare veșmântului pe care îl purtăm, veșmântului tradițional, mirificului sari, ci activăm întreaga energie. A purta un sari este de bun augur. Este considerată a fi o binecuvântare. De aceea, orice femeie care poartă un sari trebuie tratată cu respect și admirație, pentru că acea femeie este o devi, o zeiță. Gandhi însuși își țesea veșmântul. Omologul sariului la bărbați este doti, pânza care înconjoară corpul bărbaților și care se poartă ca și sariul în diferite maniere în funcție de zonele geografice și de semnificații. Vă spuneam în prima parte că Gandhi își țesea singur sariul folosind roata de tors și firele din in și bumbac, în semn al modestiei și simplității, și îndemna pe discipolii săi să-i urmeze exemplul.
a rămas în conștiința omenirii pentru modul său simplu de a trăi, prin virtute, prin modestie, prin dăruire, prin sacrificiu. Acestui mare suflet al Indiei și al omenirii, la 150 de ani de la naștere, îi aducem un omagiu. Gandhi Jayanti Mubarak Ho, Apko Sabko. La mulți ani nașterii și celebrării lui Gandhi, dumneavoastră și nouă tuturor. Namaste. Mulțumim Carmen Coțovano Pesantes și Angelica Floareș pentru acest moment, un moment extraordinar despre povestea sariului. Acum am să invit un alt artist, pentru că vorbim aici despre artă, despre cultură, despre tradiție, despre spiritualitate. Victor Marius Beliciu, exponent al școlii Senia Garana și discipol al maestrului de faimă internațională Pandit Debu Chaudhury, fiind primul român care a primit o bursă pentru studii muzicale din partea guvernului Indiei. Victor Marius Beliciu promovează sitarul de peste 15 ani, concertând, eu cred că sunt mai mulți ani decât 15, zic eu, concertând atât în țară cât și în străinătate, India, Turcia, Italia, Ungaria, cu ocazia diferitelor evenimente la care a fost invitat, dar și pentru diverse personalități și înalți demnitari. Numele Senia Garana este folosit atât de maestri cât și de studenții muzicii clasice indiene, pentru a-și exprima mândria și respectul față de stilul lui Mian Tansen, persoană legendară a muzicii indiene, considerat părintele muzicii clasice indiene. Sitarul, primul moment, primul cântec, sitarul ca instrument este cel mai cunoscut instrument indian cu coarde ciupite, are un sunet misterios și subtil, sunet accentuat de cele 12 sau 13 coarde simpatetice așezate sub coardele principale și menite să dea sustenanță interpretării. Sitarul este renumit mai ales datorită sunetelor obținute prin alunecările gen glissando, care oferă o continuitate pe care nu o mai întâlnim la alte instrumente cu coarde ciupite și nici nu o putem obține cu ajutorul unui pian, de exemplu. Aș vrea, înainte de a începe momentul nostru, să-l rog pe Victor Marius Beliciu să ne povestească pe scurt de unde dragostea pentru India și interesul pentru acest instrument tradițional. Este vorba despre sitar. Cei care ați fost anul trecut, dintre dumneavoastră, cei prezenți în sală, poate vă mai aduceți aminte, chiar pe 26 iunie am avut tot aici la Hermitaj un eveniment frumos cu invitatul nostru de seamă, Mardi Cicovski, când am lansat Doctrina Vibrației în colecția Tantra și unde Mardi Cicovski ne-a încântat după lansarea de carte cu un concert de sitar. Victor. Bună seara! Aș vrea să încep cu două cuvinte ale lui Gandhiji despre artă, care nu s-au spus în această seară. Gandhi spunea la un moment dat, ce poate fi mai frumos decât muzica naturii și cântatul păsărilor? Oare nu e mai frumos un peisaj decât reprezentarea lui pe o pânză cu un ulei sau cu culori?
Gandhi obișnuia să cânte la ashram multe bhajanuri împreună cu ceilalți de acolo și unul dintre cele mai favorite era Sitaram, pe care să încerc și eu să-l prezint în această seară, o variantă prelucrată. Și răspunzând la întrebare, încă din timpul comuniștilor, tatăl meu practica pe ascuns Hatha Yoga, avea și cărți și aveam două sau trei casete cu Ravi Shankar pe care le ascultam tot timpul. Eu eram foarte mic atunci, dar de atunci a început să-mi placă. Ăla a fost începutul în ale studiului sitarului. Aș vrea pe scurt să-i prezint și pe colegii tăi și să ne spui și aceste instrumente ce reprezintă. Spre deosebire de sitar, care e un instrument foarte vechi, Artur Pasecinic interpretează la un instrument relativ nou, handpan, foarte la mod acum, foarte cunoscut, și Daniel la percuție va fi în această seară. Mulțumim! Scena este a voastră!
Mulțumim pentru acest moment, Victor Marius Beliciu și colegii săi, sitar, handpan și percuție. Și acum o invităm alături de noi pe Iuliana Nălățan, dans clasic indian Odissi. Dansul Odissi provine din estul Indiei, din statul Odisha, și potrivit surselor arheologice este considerat cel mai vechi stil de dans din India. Deși a părăsit spațiul sacru al templului pentru a fi prezentat publicului larg, acesta își păstrează esența spirituală, având capacitatea de a înălța conștiința atât a artistului cât și a privitorilor. Dans clasic indian Odissi, Iuliana Nălățan. Tari jom, tari jom, tari jom, tari jom.
Tari jom, tari jom.
Mulțumim, Iuliana Nălățan. Trebuie să recunosc că am rămas fermecat de dansul ei. A adus o părticică din cultura și tradiția dansului clasic indian și cred că și o părticică din inima festivalului Namaste India pe care Iuliana Nălățan îl organizează an de an. India între tradiție și modernitate, pe urmele lui Mahatma Gandhi, eveniment prilejuit de aniversarea a 150 de ani, azi 2 octombrie, de la nașterea lui Mahatma Gandhi în 1869 și lansarea cărții Mahatma Gandhi, o viață legendară, volumul biografic al lui Romain Rolland, carte pe care, așa cum vă spuneam, pe parcursul evenimentului o puteți găsi la standul editurii Herald, alături de multe alte cărți din spațiul sacru spiritual hindus, cărți pomenite de colegii mei puțin mai devreme, lui Saneag și Mihai Liță. Aș vrea să mulțumesc, înainte de a încheia acest eveniment, sper că sunteți în asentimentul meu că a fost o seară frumoasă din care am învățat foarte multe lucruri și, cum spunea doamna Anca Irina Ionescu în prima parte a evenimentului, plecăm mai îmbogățiți din punct de vedere spiritual, plecăm mai îmbogățiți sufletește de aici și cu mai multe informații. În primul rând, gazdei noastre din această seară, locația Hermitage Urban Spiritual Hub, alături de care am făcut evenimente foarte frumoase și ne dorim să facem în continuare, pentru că este o locație foarte, foarte frumoasă.
ambasadei Indiei și excelenței sale, Tanglura Darlong, ambasadorul Indiei în România, care ne-a onorat cu prezența la acest eveniment. With Our Chelsea Romania, care a fost alături de noi și ne-a oferit tuturor celor prezenți câte un ceai aromat. De asemenea, editura Herald, organizatoarea acestui eveniment, celor de la Florăria Dalmi din Piața Amzei pentru frumoasele aranjamente florale și invitaților noștri, Anca Irina Ionescu, traducătoare Carmen Coțovanu Pesantes cu povestea sariului cât de frumos, indianist, coregraf de dans clasic indian și specialist în cultură și civilizație indiană, Centrul de Artă Euterpe, Iuliana Nălățan, pe care ați văzut-o puțin mai devreme, președintele Centrului Cultural Rabindranath Tagore, fondator și organizator al Festivalului Namaste India, interpretat de dans clasic Odissi, Victor Marius Beliciu și colegii săi la sitar, handpan și percuție, sitarist român aparținând tradiției Senia Garana, lui Saneac, coordonatorul colecției Autobiografia, unde am povestit despre Mahatma Gandhi, colegul meu Mihai Liță, care au fost alături de noi. Le mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc, Sorin Lucaci, coordonator de evenimente la editura Herald. Sperăm să ne întâlnim și la alte evenimente. Nu uitați, chiar dacă nu suntem într-o librărie, campania pentru cititorii Herald, campania Te așteptăm în librărie continuă, așa că vă așteptăm la următoarele evenimente. Le găsiți pe pagina de Facebook a editurii Herald și pe site-ul editurii Herald. Până la 1 noiembrie, alte evenimente și campania Te așteptăm în librărie. Vă mulțumim foarte mult că ați avut plăcerea și răbdarea de a rămâne cu stoicism până la final, la finalul acestui eveniment, și vă mulțumesc și vă urez în continuare o seară frumoasă.